nu mi-aș bate capul, ca să zic așa. Dar rămân în momentul în care sunt luat, cum spunea domnul, de vână terește, normal că doare. 10 minute. Da. Eu mă bucur că tu ai punctat lucrul ăsta și ca o să dau anumite reacții de ceea ce sunt pe chat. Ori de câte ori eu am devenit plin de pasiune și acid. Nu, apicultorii români trebuie să înțeleagă o chestie. Noi ăștia de afară nu intrăm niciodată într-un concurs, într-o întrecere cu ei. Deci noi am încercat să explicăm ceea ce știm. Deci, uite Ionel, îți spun sincer, eu după 2 ani de apicultură știam mult mai mult decât știau alții cu statii vechi de apicultori. De ce? Nu că-s deșteptul de pe lume eu, pentru că am învățat-o în Germania, pentru că în Germania este o chestie care se face și este bună și ajută foarte mult. Deci totul steamăle, da? Făcute stasurile, pe lăzi, pe rame, pe tot. Înțelegi? Da. Deci eu m-am contrazis cu cineva că există grate Hahnemann care este reglabilă. O zic, cum este așa ceva? Da, mă, este grate Hahnemann reglabilă. Și este făcut tocmai pentru căscați de ăștia care își face fiecare trupul lui, cum vrea el, ce măsuri vrea el. De asta e. Ai făcut. Dar cum spuneam, lumea pricepe că noi suntem într-o competiție cu apicultorii români. Sau ceva de genul ăsta. Nu fac nicio competiție. Nu mă interesează nici că altul face 20 de tone de miere și se duce cu luaga la ăla să-i dea bani la 6 luni. Deci nu e nimic a mai. Sunt subiecte care... Ionel, cer scuze, cineva a venit să facă o treabă și... De acord. Sunt subiecte care pe cei de acasă de multe ori duce în extreme. Nu înțeleg până la urmă de ce. Asta e chestia că într-o discuție când dai nasul cu ei, știi, îți spui, mă știu tu cum faci, mă știu tu cum vrei, cum e la tine, cum e asta? Și după aia te, vorbești prostii. Păi nu așa, nu așa. Citatul de data trecută, Dan Mire. I-a fost greu să spună că se face el pe familie sau pe an. Da? Iar face pe mult să nu spunează și așa e critică. Dar de ce trebuie să mă oferesc? De ce trebuie să mă oferesc? Că nu-i convine lui, că nu-i... Că el face numai 20 de kilograme, vorbește prostii că face 20 de kilograme. El spune că face 20 de kilograme, că ferește de impozitări și de chestii de genul ăsta. Că nu face numai 20 de kilograme. Da, păi asta e chestia, știi? Cum să zic, dacă l-aș lua la mișto, băi, domnule, tu ești un tercat bel că faci 20 de kilograme, eu fac de 4 ori mai mult ca tine. Ai, să-l vezi atunci. Bine, trebuie să nu fie un live. Să-l vezi atunci. Cum, dar eu foarte rog să fac să vedem. Asta e treaba. Uite, asta am de vorbă cu cineva. Era foarte mândru că l-a adus din România 80 de kg de meri. Și am spus, domnul meu, uite care e chestia. Eu, mie nu-mi place să vorbesc despre marfa altuia. Dar mirea umplută de barachet de antibiotice, nu vii la mine. Deci facem analiză când vrei dumneata. Mierea mea cu mierea ta adusă de România. Mai stăm de vorbe. Asta e treaba. Dar na, lumea nu vrea să înțeleagă. Dar da, ei, așa se învățau. Ei fac cursuri, fac competiții. Orice spatele ei. Da, de fapt, ei vor să fie subiești. Dacă nu ești de acord, putem să... Dar nu am cum să fiu de acord. Eu am spus care este părerea mea, cum gândesc. Dacă vor să înțeleagă bine de bine, dacă nu, rătate, la revedere, ură și la gară. Deci eu am trăit foarte bine și fără prietenii apicultori, ghilimele de rigoare, timp de 6 ani de zile, trăiesc și de acum încolo. Fără nicio problemă. Deci nu am niciun interes. Da, știu să-mi fac mierea, știu să-mi tratez tot, știu să-mi trec iarna, asta, restul
toți sunt specialiști, că eu fac așa, că eu... Mă las de rechi, specialitățile lor. Da. Asta. Și uite, normal, revenirea mea, să zicem așa, pe live-uri, pe nu știu ce, deci s-a întâmplat când ultimul invitat. Și da, deci nu se face, domnule, nu se face. Deci până în iulie nu ai ce căuta să faci tratament. Atâta timp cât ai mierea sus pe nu faci tratament, nu faci nimic în stup. Absolut nimic nu faci. Păi este foarte mândru că el face tratament în Piculescu. Mă lua foarte simplu, dar știți că dacă fără, domnule, fără cules mă tai mierii înăuntru, da, la revedere, oraș la gară, nu mă interesează. Deci nu faci tratament. Dacă te-o prins aici că ai băgat ceva în stup și mănâncă, plătești de triunstru în fund. Da. Și plus de asta, încă o chestie. Deci el e la bio. El, în primul rând, ce fel de bio este? El ar trebui vatra să fie în zonă bio. Nu mai zic că dacă se duci la rapiță, aia trebuie să fie bio. Deci ăla trebuie să aibă certificare bio și de jur împrejurul lui iarăși bio. Și iarăși bio și iarăși bio și iarăși bio. Și el duce la rapiță, el duce acolo și da, face bio. Hai să fim serioși. Da, Cătălin. Când aud, când s-a discutat prima oară de bio, dacă ții minte, știi că a fost o discuție, unul dintre procesatori plătea el actele, tot, te faci, da, treci tu la bio, da? Ei, eu am spus așa, eu dacă aș fi în locul vostru, aș face în felul tău. Bă, Neri, cât plătești dumneavoastră la bio? Păi atât. Acum îmi faci contract. Deci acum faci un contract cu mie. Că după aia știți, tu a făcut exact ce a făcut. Ce s-a întâmplat? A ajuns din foarte mult la bio și a început să scadă prețul. Pentru că este golăneală. Totdeauna se face golăneală. Când îi spun la oameni, băi, faceți contracte. Mă, Neri, vrei să trec la bio? Uite, trec, pentru că dumneata ai nevoie de marfă bio. Uite, eu îți garantez că îți fac, nu știu, ai 50 de kg de familie la bio. Cătălin, în România n-au nevoie neapărat de marfă bio. Au nevoie de justificare. Dar tocmai asta este ideea. Pe mine mă interesează contractul care l-am eu. Pe mine nu mă interesează de ce vrei dumneata, când numai de justificare, când vrei marfă bio, când vrei, de fapt, iei mai puțină bio de la mine și pui de la altul, tu amesteci și așa și pe dincolo, că ajungi prin Germania ca fiind bio. Și asta e treaba. Dar îmi fac contractul, deci îmi păzesc eu pielea. Nu mă oblig să trec la bio, pentru că sunt trebuie niște cheltuieli, sunt tratamente, mie nu mi-e frică de tratamentele de bio, pentru că numai bio fac. Și cu asta basta. Deci nu ar fi cine știe ce mari chestii bio care vede lumea. Dar dacă ești băie deștept, fă-ți contractul, tată, da, domnule, vrei marfă de la mine? Nu-i nicio problemă, eu mă fac bio, mă costă atâta, bagă banul și îți dau marfa. Da, sub contract. Exact. Deci mine nu mă interesează că la anul dumneavoastră spui, domnule, știi, când am făcut contracte, că nu mai vrea neamțul, că neamțul vrea așa, că neamțul nu știu cum vrea, o vrea colorată, o vrea mai suavă puțin, nu mă interesează. Eu am dat banul, îmi dau marfa și la revedere. Care e paradigma, Dan, Cătălin? Am reușit să îl conving pe Dorel Gui să-mi dea o relație cu o doamnă de la o asemenea firmă de acreditare. Am început negocierile, ea fără să aibă autorizarea din partea firmei, nu poate veni. Și am căutat să găsesc 2-3 apicultori care sunt pe bio, să fie deschiși, să facem și o serie de întrebări cu probleme pe care le au, și unii să fie și prezenți în emisiune pentru un dialog. Eu, ca om care mă uit la reglementările lor, la materialul lor, am găsit niște lucruri care pe mine m-au deranjat ca apicultor. Dar eu nu sunt acreditat. Am crescut într-o cultură bio ca apicultor. Dar n-am găsit niciun apicultor care să fie dispus să facem pasul acesta. Să lucrăm un set de întrebări și să fie prezenți în emisiune pentru a discuta. Și degeaba am inițiat discuția aceasta, am suspendat-o la un moment dat și că n-am avut o reacție din partea apicultorilor. Nu ai cum, deci totul este făcut la nivel de golăneală. Să taci, să nu, chestia nu trebuie făcută cu tamtam mare și să vadă lumea și să fie transparentă.
Pentru că toată șmecheria trebuie făcută între mine și tine. Și atât. Lasă că o facem noi. Și cu încă 2-3 și atâta tot și cu asta basta. Ei, chestiile de genul ăsta, ea nu mi-a plăcut niciodată. Și ăsta totdeauna au puțit, au iz de golăneală. Și nu marșez la chestia asta. Nu mă interesează absolut deloc. Și asta e chestia. Deci, când îi auzi, ei, deci, de fapt, toată chestia este în felul următor. Ei se sperie de un rahat de tratament. De un rahat de tratament, când, practic, singura chestie diferită este, da, ai o cheltuială ca să nu mai fie 2 ani de, cum se numește, când se treci? Conversia. De conversie, da? Să nu mai ai anii aia, te-ai dus frumos la unul care ți-a dat ștampilă tot și faguri bio, dar te costă de ori mai mult și cu asta basta, ai terminat povestea. Dacă nu există, nu știu, în România, că i-am spus la cineva, adu-ia-ți-mă din Germania și cu asta basta, la revedere. Și ai terminat povestea. Și dacă nici pe ăla nu mai credi, păi scuză-mă, tată, da? Ai ți-ai pus faguri bio, totul este bio și la revedere. Lăzări, deci în Germania nici nimic nu ai voie să atingi de lemnul care e bio. Deci lemn curat, atât. Nu parafină, nu nimic, 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 nimic. Și cu asta basta, la revedere. Și ai început să produci. Și să rămână. Ai 3 tratamente, deci ai 3 acizi care îi folosești și gata. Ura și la gară. Ce tot atâta mari chestii bio? A, că ești bolăneală cu arte. Asta este cu totul alte chestii. De fapt, totdeauna o să fie problema asta. Asta e... Ai fi dispus într-o emisiune viitoare, când e convenabil și pentru tine, să facem un tur așa de Ana Picol la tine? Cum să zic, în urma la chestia din seara asta, discuția la anul apicol eu am mai făcut-o de atâtea ori. Văd că lumea îi dă înainte cu jignitul și cu... Nu știu, nu înțeleg de fapt ce vor. Că chiar ce să vor? Explic anul, da. Apicol este, anul meu apicol este foarte simplu pentru a explica unui român că poate să facă atâta miere fără să mute rame, să mute corpuri, să inventeze nu știu ce chestii. Eu am zis întotdeauna, pentru mine marele apicultor este ăla care își găsește o locație bună. Și după aia încep tu să te învârți, să te șmecherești pe acolo cu albinele. Lucru care... Hate-ul din seara asta nu a fost adresat către voi. De când eu am avut de lucru sau n-am avut de lucru, asta e o chestie grea în capul meu. De m-am băgat în aspectul ăla politic de liberalizare a raselor și a mers profund în subiectul ăsta până la Comisia Europeană. Problema acolo, eu le-am spus-o de dincolo de când au fost cu asta. Deci problema a plecat cu marile apicultori, Bratu, sau cum îi zice, da? Ce am spus așa, spune lui domnul Bratu să scoată Buckfast-ul de la luat lovele de la stat, de la PNA, și hai să vezi că nimeni nu mai sare de funduleț în sus. Nu, banii de la PNA, aia e singura chestie. Problema dacă toată lumea creștea Buckfast și mergea cu Buckfast înainte, nu era nicio problemă. Atâta timp cât nu s-au atins de banii de la PNA, de banii europeni. Acolo le-a fost teama în mintea celor de la NZ. Problema cu Buckfast-ul au apărut în următorul context. Vili de la Moardeș, de la Hamba, cu încă câțiva și cu Cristi, și-au organizat stațiile lor montane de împerechere. Au lucrat câțiva ani. A cerut de la primărie să blocheze accesul altor apicultori pe acel masiv montan. Și primăria a spus, eu înțeleg, sunt de acord să fiți acolo, dar eu nu am lege care să interzic altuia care dă buzna peste voi. Și atunci de aici s-a pornit demersul pentru a reglementa existența altor rase și disciplina genetică. Împerechere în stații controlate, împerechere pe înseminare instrumentale și toate lucrurile astea. Manipularea a fost că va intra și Buckfast-ul la PNA. Nu, deci totdeauna, practic, de aici au plecat. Când s-au luat de banii europeni, băieții, acolo a început scandalul de la banii europeni. Cum îi zici, că am uitat, băiețașul ăla care este mare crescător de regine,
Radu Guțescu sau cine? Sau nu, Dragoș, nu. Dragoș de la Apis Donau. Dragoș la Apis Donau, da? El la un moment dat s-a agitat și se făcea probleme și asta și eu am spus nu da actii pentru PNA și poți să crești bucfa asta până ți-a venit rău. Fără nicio problemă. Dar nu da actii pentru PNA. Dacă ai dat actii pentru PNA, e papă gaia. E papă pârnaia și cu asta basta. La revedere. Pentru că este vorba de banii europeni, care banii europeni trebuie să se ducă numai unde trebuie. Da. Nu poate să ia toată lumea. Și cu asta basta. Asta a fost marea discuție. Că rest nu interesează pe nimeni. Că e carpatică, că e bookfast, că e carnica, că e nu știu ce. Așa. Da. Ce vreau să spun eu cu subiectul ăsta? De când eu am fost băgat în treaba asta, a fost o concentrare, un val de izolare, de denigrare, de atac la persoana mea și la canal. Și atunci oamenii și-au păstrat instinctul ăsta ceva tot timpul să fie pe critică acidă, pe răutate față de canal, față de invitați, față de mine, ca nu cumva să mai găsesc oameni de calibru, să îi invit și să meargă activitatea în continuare. Da, Filip. Și asta mi-a confirmat-o, de exemplu, Inatov și din spusele lui și pe urmă și din reacția lui, dacă ai văzut-o pe Facebook. Eu am spus la toată lumea, pe românește să-l pupe în fund pe Ignatov. Pentru că ceea ce spune Ignatov, când a spus Ignatov cum se face roiul pe ramă, toată lumea, oi, de mine și de mine, descoperirea de pe lume și asta. Ignatov, practic, face dintotdeauna roiul pe o ramă, în Germania se face roiul pe o ramă, un Ableger, așa se numește în Germania, ca să-l cumperi, te costă 70 de euro pentru o singură ramă de puiet și o ramă de albină scuturată și aia, da, și umpluti cu o ramă crescută, una goală și una... Și în felul ăsta e 70 de euro. Te costă 70 de euro ca să cumperi chestia aia. A spus Ignatov, au fost mari invenții, mari chestii. Când a spus Ignatov că are stup dadant cu 5 corpuri deasupra, și când a pus o poză, toată lumea a zis că vorbește prostii, Ignatov. Că e nebun, că nu există așa ceva. Eu îți arăt filmări, Ionel, de la un om care întreține dadant, deci vine să plângi. Deci care strânge mere pe 5 corpuri de jumate deasupra, fără să aibă 10 rame de puiet. El nu are stupul plin. Eu am zis, oameni buni, în România faceți o prostie. Eu nu am lucrat cu Dadan, dar vă spun că lucrez mai bine cu Dadan decât voi. Pentru că faceți o greșeală mare. Să așteptați să umpliți lădoiul ăla cu albină. Aia e o prostie mare. Am să-ți trimit filmulețele omului să-l vezi. Dacă nu, ți-am zis, plângi. Cum poate să lucreze ăla? Da. Când au spus... Ignatov a zis că nu, că de fapt el are niște corpuri puse acolo, stup care rămân, că nu prea are albine, că nu știu ce, tot timpul îl jigneau și îl făceau cu oși cu oțet. Omul a încercat totuși să învețe pe multe lume să facă apicultură. Și e păcat. E mare păcat. Dar dacă suntem răi, răutăcioși, plini de venin, nu știm decât să jignim atâta tot. Ți-am zis, de parcă... situația asta. De ce? Și la postările mele îmi spunea, zice, ai inventat mersul pe jos sau ai inventat apa caldă și eu fiind naiv, am întrebat să mă iertați, dar nu știu despre ce vorbiți. Eu la prima vedere nu credeam că este o jignire pentru că eu de când am plecat din România n-am mai auzit expresiile astea niciodată, nicăieri. Da. La nimeni de aici. Și uite, Daniel, să fii, ai cuvântul meu, să fii sigur de o chestie, că ăștia care jignesc și care sunt mai tari în gură, de fapt sunt niște păduchi, care au mari lacuni, mari de tot, lacuni în apicultură, că suntem la apicultură. Deși unii ne trimit la vânătoreală. Am fost aproape o săptămână într-un grup de mes, deci de messenger, dedicat apiculturii pe mer. Și da, o vreme am stat inactiv, pe urmă am început să relaționez cu oamenii. Și au apărut niște discuții.
E drept că eu am făcut greșeala că acolo le-am spus că eu fac hidromel și că am pregătit și un curs pentru hidromel. Am spus că, uite, în sezonul ăsta, următorul curs va fi plătit nu în bani, în euro sau în lei, ci va fi plătit în 20 de kilograme de miere trimise la Lyon. Pentru a lua acea monstru de miere, a transformat-o în hidromel și cursantul la rândul lui să facă același lucru. Și când va fi să ne întâlnim, să facem schimb de produs. Să vedem, din aceeași miere, din aceeași formulă, am obținut produse la fel sau fiecare a obținut ce a obținut. Și s-a găsit unul, dom'le, de fiecare dată s-o țină numai țalu-țalu pe tot ce ziceam eu, indiferent ce mai ziceam după aceea. Știi? Și într-o dimineață, fiind obosit, acum sunt foarte critici la Marian Stoparu-Oltean, mai ales că a spus că a devenit consilierul ministrului. Da, și dincolo de toate dincolo de hate-ul făcut față de Marian, respectivul coleg care mă ținea în țalu-țalu, face canistor, a venit aici să-și urmărească interesul. Știi? Și n-am mai rezistat, am trecut și eu la boniță și nu l-am jignit. I-am spus, mai, în primul rând, comparația ta mă jignește. Că știu eu că am făcut atât când m-am priceput pentru apicultura din România, eu nu am urmărit nicio poziție undeva și de privilegiu. Iar când lucrurile n-au mai putut să le rezist, am decis să plec. Și nu cred că se poate compara treaba asta. În plus, tu nu mă cunoști cine sunt eu. N-ai fost în stupina mea, n-ai trecat valiza cu mine în gară când plecam să ne întorceam din armată, nu ți-ai sorcit toate coatele pe băncile facultăților, deci cum îți permis să mă atași și să mă jinești așa, știi? Dar de ce nu trebuie mare școală? Ăsta e în ADN, apropo de ce întreba Daniel. E în ADN, pur și simplu. ADN-ul românesc. Noi nu putem până nu jignim, până nu... Asta e treaba. Nu, așa suntem făcuți. Deci, indiferent ce om face, cum sta în țară, cum pleca, cum nu știu ce, cum spuneai, pleacă cu bagajul ăla după el. Nu renunță, mă, la bagajul ăla de nesimțiri. Deci, nu știu, nu pot să-mi dau seama. Nu pot să-mi dau seama. Mă uit la alte nații, nu sunt, mă, la fel. Nu sunt la fel. Deci mai degrabă ai bază să te ajute un străin în adevăratul sens al cuvântului, decât să apelezi la un român. Ca să nu zic că, cum spunea colegul care a plecat, că la românul încearcă într-adevăr să te facă să ai de pierdut. Da, păi, uite, mă uitam de exemplu la o chestie. Mari la Vasluian și din oraș cu Apis Romu, da? Uh-huh. Și ăsta vine aici și a cu tupeu că el a inventat mierea cremă. Mă, tu ești nebun la capul din Germania? În Germania 80% din miere e cremă? Tu spui că ai inventat mierea cremă? Deci, și soția s-a dus la târgul ăla, chiar a vorbit cu el. Și cu ciocul crema și nu știu ce. Și omul tot cu chestii de astea românești, indiferent cât ești de mare și plin de bani, vă dați seama că el nu punea la gustat să guste lumea să nu știu ce. Nu că eu mai degrabă stau de vorbă cu omul și explic și mă, tu ești nebun la cap. Asta e treaba asta. Deci prostii de genul ăsta, chestii. Deci când a fost, dacă ții minte povestea aia cu tipul ăla care a fost în, zic, la Burj Khalifa, la ăștia, jmecherii ăștia, la târgul ăla mare. Și care a spus că a văzut mieri de 2000 și ceva de dolari. Băi, omule, eu am mai spus odată. Ai grijă ce vorbești. Ai grijă cui vorbești, ai grijă ce vorbești. Deci dumneata ai văzut un cadou în lumea arabă acolo, care nu e nicio problemă. Unde stau de-al de Ferrari și de-al de Lamborghini pe stradă ca la noi Dacia Logan. Ai văzut un cadou de 2500 de dolari în care era, într-adevăr, un kilogram de miere. Dar pus într-o sticlă de cristal de Murano, cu o casetă de
nu știu ce mare lemn exotic, care mai sunt vreo 10 copaci în toată lumea, și îmbrăcată în nu știu ce piele de cămilă și încrustată cu nu știu ce foiețe de aur. Ăla face 2500 de dolari, într-adevăr. Dar mierea nu face dinăuntru, mă, netotule. Nu te apuca să vorbești așa, că îi faci pe ăștia să spânzure în România. Că ei tot timpul îi aud când Germania se vinde mierea cu 25-30 de euro borcanul. Mă, sunteți nebuni. Deci nici în magazinul bio nu se vinde la prețul. Nici în Alnatura nu se vinde la prețul ăsta. O întâmpit o fi undeva și eu pot să-mi pun mierea mea la vânzare să cer 50 de euro pe borcan. Întrebarea este, câte vând la 50 de euro? Asta e toată chestia. Că eu da, eu pot să cer, nu e nicio problemă. Da, sunt nebuni care cer, vând pantofi de piele de crocodil la 1500 de euro. 2000 de euro, 5000 de euro. Ei, câte perechi vând? Asta e toată chestia. De asta zic, să dă drumul la informații efectiv în bătaie de joc. Și tocmai informațiile astea, cel puțin eronate, sunt înghițite și foarte apreciate de apicultorii români. Am auzit pe foarte mulți care, dar ce mama măsii, doar suntem în comunitatea europeană, da? Îi vorbim de comerț intracomunitar. Eu îmi pun mierea în mașină și vin în Germania. El are senzația că el vine aici, se oprește în mijlocul Frankfurtului și se apucă de vândut mierii. Păi, oameni, vă sunteți bolnavi la cap? Deci eu nu am prins loc la târg, la târgul săptămânal din centrul Frankfurtului, pentru că mai sunt doi apicultori. Și s-a spus clar, omule, avem apicultori, gata. Deci nu-i ca la noi. Vii și tu și pe urmă vă descurcați voi. Bă, băteți, vă dați cu părul în cap, vă tăiați, vă înjurați, vă mama voastră. Bă, doar e... Povesteam cu tine treaba asta, poate în Australia nu e subiectul ăsta, dar aici, dacă eu m-am postat pe un, și nu te postez oricum, eu mi-am pus vatra pe vatră permanentă lângă o pădure. Da? Acum nu va mai veni nimeni în pastorală la acea pădure, fiindcă eu sunt așezat acolo. Păi asta-i treaba. Toată lumea, deci Ionel, toată lumea are sloganul ăsta, am văzut că se folosește. Vreau o țară ca afară. Vorbiți prostii, mai urât, mai românește, mâncați căcat. Nu o să suportați niciodată rigorile de afară, legislația de afară. Nu mai vorbiți prostii că vreți voi ca afară. Voi aveți senzația că, da, voi vreți ca afară, da, veniți cu tupeul ăla românesc, așa. Nu, eu mă pun aici cu asta, basta, în picioare. Ei, chestia asta nu o faci. Ți-am zis, dacă aici ai vorbit cu neamțul și te-a lăsat în pădurea lui și ai intrat, să pui stupii. Și dacă ai făcut prostia după ce o plouați, intri cu mașina și să-i strigi drumul, una, plătești de te usturi în funduleț, să-i repar drumul, și a doua, nu mai pupi în viața vieții tăi așa ceva. Deci nu încapi discuții. Deci nu încapi discuții. Asta e treaba. Ei, ți-am zis, da, ei vor ca afară, dar vor da. Să fie străzile luminate ca afară, să fie autostrăzi și cam asta. Dar vreți ca afară? Păi dacă ai dat drumul tată la Maneli, nu știu cum să te explic. Hai că prima melodie o apuci să o asculți. Că la a doua deja poliția e călare pe tine. Da. Deci la a doua deja poliția ți-o vinte acasă. Și să nu-ți imaginezi că n-are voie să intri în casă. Vai! 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 Ce vreau să te întreb, Cătălin? Cătălin, eu m-aș retrage să dacă... O concluzie vreau. Da. Am permisiunea voastră să vă pun link-ul de pe YouTube sau de pe alte surse către voi? Da, nu e nicio problemă. Da, nu e nicio problemă. Sigur că da. Ok. Daniel, mulțumesc frumos. Mulțumesc, a fost o onoare și o plăcere să pentru mine și pe alții. Nu ezita când vrei să iei legătura cu Cătălin, te poate ajuta. Dacă ai, Daniel, dacă ai nevoie de informații, de ceva care poți să te ajut, ți-a zis, nu am niciun interes, o fac cu dragă inimă, fără nicio problemă. Vezi că este și canalul meu de YouTube. Site-ul, canalul magazinului DCD Hobby Mcărai.
Dan Cătălin Donoase, Hobby în Cărași. Practic, asta e. Pe acolo așa îmi găsesc și produsele la vânzare și tot. De ce? De? Cum mai fac? De ce? De? Deci D, D. Da. Hobby. Deci H, O, B, B, Y. Yes. Da? I, M. Da. I, M, K, E, R, E, I. E, Y. Asta e pe Facebook. Da. Okay. Și acolo hai să vezi, deci, magazinul cu produsele mele cu tot cu ăsta și ce fac și... Bun. Ăsta meu îl știi, pe Dan Cătălin Dorosă, da, pe Facebook și intri, da, fără nicio problemă. Ok. Ai și pe, da, YouTube? Da, am și pe YouTube, v-am spus. Același de ce? Da, Dan Cătălin Dorosă, da. Nu, Dan Cătălin Dorosă. Ok. Deci acolo e numai a meu, nu e a... Am înțeles. A culturii. Ți-am zis, nu e nicio problemă, oricând se poate rezolva. Perfect. Eu vă mulțumesc frumos, mă opresc și eu că mâine e o zi de muncă și vă doresc multă sănătate, la mulți ani și ținem aproape, ținem aproape într-o altă emisiune. Da, sănătate, numai bine.